Salutare, salutare și bine ați revenit la Rabon Sai. Avem o zi foarte însorită, plus efectul de seră din balcon de aici ne face să avem 24 de grade jumate, afară fiind doar 12. De asta spun în balcon, cu copăcei care trebuie să ierneze, nu merge. Avem aici pe balcon copăcei tropicali și subtropicali și o să aruncăm astăzi o privire asupra acestui Fukien Tea sau mai bine cunoscut ca și Carmona. Un copac originar din China, dintr-o zonă tot așa aproape de ecuator, o subtropicală, un copacel care ideal n-ar trebui să stea sub 15 grade Celsius. Și vreau să lucrăm un pic pe el. Știu că am spus că nu prea facem lucrări, numai că pentru începători chiar vreau să insist să nu facă lucrări, pentru că dacă nu știi foarte bine ceea ce faci, mai bine nu faci. Când nu știi ce să faci, mai bine nu faci, îl dai deoparte, te mai gândești, te mai documentezi. Prima chestie despre care vreau să vorbim sunt florile. Copacii cu flori, bonsai cu flori. Carmona este bine cunoscută ca având niște floricele foarte mici. De obicei, în perechi de câte două, doi mugurei, de la baza unui mănunchi de frunzulițe. Și vreau să vă spun ce facem cu copăcei cu flori. Știu că e foarte frumos să avem copăcei cu flori, bonsai cu flori, numai că ce vedeți pe internet, acele poze foarte frumoase, trebuie să vă gândiți că acei copaci sunt ținuți așa doar pentru fotografia respectivă sau pentru show-ul respectiv de bonsai. Într-un showroom, într-un concurs, ei nu sunt ținuți în floare mereu. Deoarece rolul florilor nu este decât înmulțirea. Adică e metoda pomului de a se înmulți, de a chema insectele pentru a face o polenizare. Copacii sunt unisex, sunt nu vine în cap în secunda asta denumirea horticolă științifică, sau cu sexe diferite. Și atunci albinuța trece pe la copăcelul băiat și pe la copăcelul fată. Se face polenizarea. Ok. De aceea e foarte bine să nu păstrăm floricelele pe copac, pentru că ele nu ne ajută cu nimic, în afară de aspect, bineînțeles, ba chiar ne încurcă destul de mult. În sensul că halesc foarte multă energie și unde crește o floricică, poate să crească o frunză. Ne interesează să avem cât mai multe frunze. Am discutat cu energia. Energia vine din frunze, mâncarea copacului vine cu se face cu ajutorul apei și a frunzelor. Și acum o să vă arăt cum procedăm în acest caz. Dar este universal valabil. Trebuie să rupem sau să tăiem ori cu o forfecuță, da? La așa ceva, asta chiar e măricică. Cred că mai bine ar fi să folosim o simplă forfecă de unghii, o forfecuță de unghii, dar știu că e și mai simplu să le jumulesc pur și simplu cu mâna. Ies foarte ușor. Hai să aruncăm o privire puțin cel mai de aproape. Și ceea ce voi încerca să vă arăt e
că cu mare grijă, da, smulgem floricelele. E foarte important să facem operațiunea aceasta când floricelele sunt la nivel, da, de boboc, nu când sunt deja bobocii înfloriți. Odată ce bobocii au înflorit, acolo deja s-a făcut un transfer de energie și facem degeaba operațiunea. Dar când sunt la nivel de boboc, putem face această jumuleală. Este foarte ușor, numai că trebuie să avem și să facem treaba încetișor și cu grijă, după câteva jumuleli. O să vă obișnuiți și o să vă dați seama, o să simțiți efectiv floarea față de frunze între degete. Da, ușor, să nu rupem inutil frunze. Tocmai de aceasta facem operațiunea, pentru a facilita creșterea frunzelor. Am mai făcut această operațiune acum vreo săptămână, chiar era plin de flori, ceea ce ne spune și faptul că copacul este foarte sănătos. Copacul acesta îl voi replanta în primăvară într-un ghivecel mai mare, deoarece vreau să-l mai las să-și mai dezvolte rădăcini, vreau să-l mai las să crească, o să-l și tund în primăvară. Ulterior am realizat că îl plantasem într-un ghivecel, să spunem, la gata, așa, la final, prea mic, și am fost și sunt destul de departe de stadiul de rafinament. Uitați, aici avem, ca să vedem dacă se vede floarea înflorită, da? O voi lăsa în pace, va cădea singură. Această piguleală făcută cu atenție și răbdare, repet, ne ajută și ea la reducerea dimensiunilor frunzelor, pentru că în loc să tot crească din acest mănunchi, din fiecare mănunchi. Ați văzut, carmona așa crește în mănunchiuri de câteva frunze, numai că în secunda în care venim și pigulim și rupem aceste floricele, acolo vom facilita dezvoltarea unei frunze. Iar asta înseamnă că în loc să avem două frunze care ies dintr-un mănunchi, vom avea 4, 5, 6 care vor ocupa același spațiu, implicit vor fi mai mici. Dimensiunile reduse ale acestor frunze pe această carmona, care nu arată foarte bine acum, trebuie tunsă la primăvară, dar am lăsat-o să crească pentru a prinde putere și a îmi crea ramificații și aș dezvolta o rădăcină mare și frumoasă. Este plantat într-un sol calitativ, deci divizarea rădăcinei întotdeauna ne ajută și la ramificarea rădăcinii. Fără o rădăcină ramificată nu vom putea să obținem ramificații foarte fine la coronament.
Încă o chestie foarte importantă pe care ne dă solul calitativ de bonsai. Am terminat de jumulit copacul. Nu insistăm pe... uite, am mai scăpat. Nu e o problemă, oricum eu mai trec. Vorba aia îl văd în fiecare zi. Mai puc, ce mai văd. Nu insistăm pe florile extrem, extrem de mici, pe boboci extrem de mici, pentru că riscăm să rupem frunzele. Îi mai lăsăm să crească. Se dezvoltă foarte repede. Astea sunt floricelele jumulite. Poate pentru unii dintre voi, poate unora li se pare o operațiune mai barbară, așa. Nu este deloc. Copacul nu suferă în niciun fel. Și, după cum v-am zis, ne ajută, da, la obținerea unor frunze mici. Asta ne dorim. Bonsai fără frunze mici, nu prea e bonsai. Mai departe, vreau să facem ceva cu ciotul ăsta de aici, care mi-oferă și un invers taper, da? Sau cel mult un trunchi foarte drept. Ciotul ăsta probabil că în foarte mulți ani se va acoperi complet, numai că aș vrea să încercăm să-l mai domolim un pic, pentru că dacă se acoperă aici va face o gâlmă foarte mare și nu vreau asta. Bun, și în prima fază vreau să încerc cumva cu cleștele concav să vedem dacă se poate face ceva. Și bineînțeles se poate face. Recent mi-am cumpărat și eu un Dremel care aș fi putut fora aici, dar dacă pot face operațiunea fără a face atât de multă mizerie, mă bucur. Și o să încerc. Deci aici este lemn mort. Și o să încerc ușurel, ușurel să scap cât pot de el. Deja s-a mai estompat. Hai să vedem dacă mai găsesc o altă sculă. Hai să folosim. Am adus opinelul pentru a putea face o rașchetare mai fină. E un cuțit foarte ascuțit, foarte subțire. Să mă mai gândesc în continuare dacă văd că încă nu am dat aici, da, am dat de țesut viu pe margine. Dar la mijloc este lemn uscat. Și deja am început să dau de scoarța mai tare de lemnul care încă nu este putred. Și teoretic, pentru a încuraja rana să se închidă, dar încă nu am terminat, încă nu am dat de... Ideea e să dăm de țesut viu pentru a încuraja această rană să se închidă.
Pentru că altfel o să se închidă, dar în foarte mulți ani. E cam... E un pic complicat ce avem aici. Și nu știu dacă... Nu cumva trebuie să schimb un pic strategia. Pentru că în continuare nu am dat de lemn viu. Și cred că trebuie să schimbăm un pic strategia. Dar asta e și partea distractivă la bonsai. Nu știi niciodată, distractivă în ghilimele câteodată, nu știi ce te așteaptă. Arată foarte, foarte rău aici. Tot stau și mă gândesc. Problema e că la bază are un taper foarte bun, dar doar din față, din profil, după cum vedeți. Este subțire. Aș putea să îl pun așa, adică să-i aleg frontul, practic. Păcălind ochiul privitorului, că eu n-am taper pe toate părțile, să știți că sunt copaci de felul acesta. Mă mai gândesc, să știți, după cum am spus, că nu suntem siguri, ne mai gândim. Pentru că n-are rost să ne grăbim să facem o operațiune greșită. Asta ne pare foarte rău mai târziu. Dar încerc ușurel să mai scap de scoarță moartă. Copacii, nu știu dacă am mai spus, dar copacii care nu-s conifere, nu prea se înțeleg bine cu lemnul mort. La conifere e altceva. E o discuție foarte lungă. Numai că asta trebuie să rețineți. Copacii și cei cu frunze căzătoare și cei tropicali nu se înțeleg foarte bine cu lemnul mort. Pentru că asta este scoarța. Scoarța este moartă. Este lemn mort. Și atunci riscul este ca el să putrezească. Nu vrem chestii putrezite pe copacul nostru. A conifere, v-am zis, e puțin altceva. Coniferele au acea sevă, e altceva. Deci asta e chestia pe care am făcut-o acum. Și mai vreau, aici mai am niște gâlme care vreau să le elimin. Cred că voi folosi un pic de de pastă de răni. Curățăm frumos rana.
Lucrarea pe care o fac acum, pe acest pom, o fac pentru că știu foarte bine că acest copac este foarte sănătos. Îmi permit să o fac. Și dacă ați observat, nu am tăiat, da, cum se spune, drastic. Nu am lăsat copacul fără nicio bucată din coronament. Nu am tăiat frunze. Deci, practic, copacul nu va avea nicio problemă. Hai să încercăm să mai stoarcem de aici niște pastă. Voi aplica un strat foarte, foarte subțire. Având grijă să acopăr și marginile. În special, da, marginile tăieturii. Este suficient. Nu este o tăietură foarte, foarte puternică. Și aici vreau să mai revin. Stau și mă gândesc dacă să retez din latura aceasta sau pur și simplu să-l las așa. Nu mă așteptam să fie atât de mult lemn mort aici și am zis că retez efectiv, fac o tăietură concavă mare, acopăr cu pastă de rând și se acoperă ea, dar uitându-mă acum, nu știu ce să zic. Nu știu dacă să mai fac treaba asta. Cred că tot trebuie să bag dremelul pe el până la urmă, cu burghiu, cu piatră și să-l rașchetez. Momentan o să-l las așa. Nu arată foarte rău. O să-l urmăresc să nu cumva să se îngroașe foarte tare aici. Dacă va rămâne așa cu o scorbură, nu mă deranjează, sincer. Numai că stau și mă gândesc că nu cred că o să am foarte mari șanse să acopăr această cicatrice, adică să o acopere singur pomul. Voi mai vedea pe parcurs cum se dezvoltă. Bun, cam atât pentru astăzi. Asta e copăcelul. E mare, după cum se vede. E lăsat să crească în toate direcțiile. Foarte, foarte mult. Îl am de mulți ani. Vreo 3-4 ani. Asta este aurica pe care am lucrat-o un pic. Da, deci, repet, nu am tăiat coronament. Deci, suntem ok. Putem face astfel de lucrări. Nu retezăm copacul, implicit și coronamentul. Am crezut că voi face o tăietură mult mai zdravănă, dar n-am făcut-o încă. La prima oară venim și tundem tot copacelul ăsta. Nu cred că e încă nevoie să-l leg, pentru că deocamdată voi face un cut and go, voi tăia și voi lăsa să crească, nu voi folosi încă sârma. Vedem mai încolo. Deocamdată ramurile îmi permit să fac doar din tăietură, din cauza că l-am lăsat să crească, crengile nu prea se văd, dar s-au îngroșat anul acesta, nu m-am atins deloc de el, în afară de pigulitul de floricele.
Copacul a îngroșat crengile foarte bine și foarte mult. De asta v-am tot spus. Lăsați copacii să crească. Și v-am spus că vom vorbi un pic și despre de ce sunt frunzele așa de mici. Copacul tocmai ce și-a scuturat avea frunze cam de două ori mai mari, unele chiar de trei ori mai mari, nu foarte multe, aici prin centru. Le-a scuturat pe toate, începând de acum vreo două săptămâni, trei săptămâni încoace, a scăpat de toate. Pe acest copac am făcut de acum și în primăvara aceasta, dar și acum 2 ani, o defoliere parțială, adică toate frunzele mari am venit cu foarfecan, da? Și le-am tăiat în două. Atât. Nu le-am tăiat de tot, nu am defoliat. Aceasta este o defoliere parțială. Copacul peste un an, peste un sezon, va scăpa de acele frunze, iar în locul acelor frunze vor ieși frunze mici. Bineînțeles, după cum am spus, și cu ajutorul solului. Deci, deja rădăcina acestui copac arată binișor, binișor. Și crenzi, ramificație la rădăcină, se va ramifica și pomul. Încă o chestie, a stat la soare din plin tot timpul pe pervaz, a luat soare chiar și în timpul verii, tot timpul el a stat în soare. Copacii în secunda în care sunt în umbră, în afara faptului că distanța între nodurile frunzelor se va mări considerabil, pentru că copacul se duce către soare, se întinde către soare. Una la mână, da, nodurile între frunze sau mănunchiul de frunze, cum e în acest caz, va fi mai mare, frunzele vor fi mai distanțate, ceea ce nu prea vrem, și mai mari, pentru că normal, copacul vrea panouri solare. Dacă stă la umbră, vor fi mari. Dacă stă la soare, vor fi mici. De aceea, cam orice copac pe care îl transformăm în bonsai trebuie să stea în soare full. Unii sunt puțin mai pretențioși și atunci vor o semi-umbră, dar nu umbră totală. Nu lângă peretele de pe partea de nord a casei sau pervazul apartamentului. Cei care stau pe partea de nord, un pic mai complicat. Adică dacă nu bate niciodată soarele direct pe pomișor, e un pic mai delicată problema. Bun. Sper că n-am lălăit-o extraordinar de mult. Atât am vrut să vorbesc astăzi despre flori și un pic de lucru la acest carmona. O să ne revedem cu el la primăvară, când o să-l replantăm. Mulțumim foarte mult și o zi minunată vă doresc în continuare.